Ce? Nu, 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 nu! Da, nu se fac! Salve, șacalor, ce faceți? Azi ne uităm la lucruri și încercăm să nu ne simțim inconfortabili. Primul lucru la care ne uităm e fața mea. Încercați, vă rog, să nu vă simțiți inconfortabil. Este primul clip pe care îl filmez fără barbă. Dacă ați mai văzut altele în care aveam barbă, îi că eu le filmez, știți, să le pun pe programare. Am și baticul mai în cap și știți la ce mă gândeam? Mă gândeam că ne mai trebuie doar 80.000 de abonați, fraților, până facem 1.500.000. Se poate întâmpla chiar acum, chiar cu ajutorul vostru. Chiar poate până de Crăciun. Îmi faceți un cadou, fac și eu unul. Puteți să vă abonați, e gratis. De fiecare dată când strâng din față, o să-i zic lui Google Translate să-mi zic asta. Ești prost, mă, căcatule. Să trecem la treabă. Se vrea poate observa până să pornesc clipul că avem un sandwich cu... Este pâine cu salam la propriu. Să încerc să-l mușveri din pe aici. Zic, bă, dar unde-i salam, băi? Rămân cu zâmbetul pe buzi, dar să facem măta un sandwich înainte să pleci la școală. Și tu vrei să-l mănânci că e dimineață și n-ai chef să-i duci la 7 la școală când e în tuneric. Și le iei mână și-l mănânci așa. Poftă bună. Berea asta exact ca aia, frate, când scap felia să cumva să întoarci invers, bă, de fiecare dată, bă. Este absolut perfect normal ce vedem aici. Oamenii au vrut să nu treacă peste acest monument național, știți, peste acest stâlp. Copacii, copacii o tăiat să vede aici, dar pe ăsta l-au lăsat. Probabil crezi că ar fi putut face un drum așa, cum faci tu în Minecraft, știi, ca să fie normal. Ce, dar n-ai loc să treci pe aici sau cum? Unde grăbești, domnule, la papucești, domnule, am mers pe aici, domnule, la papucești, domnule. Uai, deja, este greșit. Om a tăiat cartofiorii atât de mici încât să încapă într-un de-asta de sosuleț. Am făcut cartofiori. Să știți că pe cât mi se pare ciudat și inconfortabil, nu mi se pare așa de ciudat și inconfortabil. Că sunt unii oameni care au nevoie de foarte mult sos să mănânce, vere. Eu așa cu batic pe cap și fără barbă mă vedeți voi, dar eu pot să mai mănânc fără sos, știți? Bă, sunt de lumea alunecă mâncarea pe cât vere. Dați-mi și mie niște sos cu cartofi, vă rog frumos. Bună ziua, cred că vă referiți la oferta noastră, Mac Combo, de un sandwich cu cartofi și sos adăugat? Nu, ești proastă, ce ai? Am zis sos cu cartofi. Asta e sincer ceva ce aș vedea în România. Și știți de ce? Pentru că în afară există de mult timp chestia asta cu refill. La modul la fast food-uri, frate, pentru că sucul e de fapt apă cu zahăr și nici măcar nu-i suc. Normal că ea gândesc business, frate, și pun apă și suc de asta și fiecare se duce să-și pună suc de câte ori vrea. La noi, că nu știu dacă e asta făcută în țară, dar dacă este făcut, românii mei asta ar face. Se moră, s-ar duce, s-ar lua conurile frumos. Bum, vine cu gunoi, bum, dă, pune suc aici, să duc acasă. Și bagă în ghiozdan. Noi, pune aici, uite, fac poală aici, bagă aici suc. Pune suc, n-au să duc acasă. Ia, bagă suc aici, bagă. Ia, toarnă suc, ia. Restul de clip încerc să-l dau talpă fără să zic nimic. Pur și simplu să văd dacă îmi rămâne fața neschimbată. Na. Ce? Man, refuz să cred că aceste chestii chiar există. Îi luăm prin eliminare, zice că nu mai trece trenul pe aici, ok. Asta că pui oglinzi peste veci, o sigur că da, poate mai există, să zice că nu s-ar uita lumea. Asta sigur ar face oricine, adică cu siguranță vă duceți la Starbucks și băgați un pai prin cealaltă parte. Sigur există, nu? Trebuie să fie. Asta sper că nu există, dar mă face să mă simt foarte inconfortabil, acum am zis. Cuvântul este cuvânt. Ești prost, mă, căcatule. Și încă o dată, ca să mă doară. Ești prost, mă, căcatule. Și încă o dată. Ești ok, gata că nu mai pot, mă doare sufletul. Asta n-are cum să existe. Eu vreau să știu în ce țară este chestia asta. Eu vreau să știu cum au gândit-o inginerii, arhitecții, cum au făcut asta ceva. Cred că era ceva eclipsă, din nou văzut că era podul mai încoa. Mutați ora că podul. Dar n-ai cum să faci podul dacă n-ai stâlp de susținere. Deci mai întâi au făcut stâlpul de susținere. Au fi făcut stâlpul de susținere. După când au făcut podul, zis, bă, tragi uleacă podul mai încoa, că n-au mașini loc pe acolo. Tragi uleacă mai încoa. Dumnezeu, nu se poate, că aici pe plan nu se poate. Trage, bă, uleacă stâlpul ce ai. Uite, bă, uleacă, po, ai, vin, dai că mergi. Am văzut o vorba azi dimineață, îi păcat să bagi șurub unde poți să leși cu sârmă. Exact asta s-a întâmplat, dar la scară mai mare. Îi păcat să construiești al pod când poți să-l tragi mai încolo. Încerc să nu mi se strâmbi fața. Și cu melodia asta. Poze inconfortabile. Ma. Mamă, cine face asta, veri? Hai, ce scrie. Na, să pun, na. Bă, biscuiți cu suc, hai. Bă, da, să muși să pun, veri. Mai este, nu, cred, nu, să... Bă, să mă... Ce? Păi ca... Bă, what the fuck, cine...
Man, nu, nu, nu se poate. Asta este, nu se poate. Nu există așa ceva, nu există. Deci este clar mai inconfortabil decât fața mea fără barbă. Dar este atât de greșit, veri, nu inconfort. Deci prima întrebare, ok, scârba vine după, dar de ce? Bă, de ce? Ești în picioarele goale, într-o farfurie cu paste. Ai până și furculița în spaghete acolo. Dar de ce ești pe un skateboard, veri? De ce? Cum să ajunge? Cum? Zice prietenul ăla, bă, am o idee. Da? Ești prost, mă, căcatule. Bă, da, mă doare. Ești prost, mă, căcatule. Ești prost, mă, căcatule. Gata. Ideea e că vocea asta feminină zice că e mama, vere. Vere, și mă imaginez pe mama că zice asta. Imaginează să zică măta asta, vere. Bă, vere, poate să zică oricine în viața asta că ești prost, mă, căcatule. Dacă nu zice, nu știu, doare. Mi se pare că doare. Deci asta este exact pe ultimul nivel. Ultimul nivel este ca propria ta mamă să spună, bă, du-te, mă, morții, mă, tivă. Ia, tu lucrești, du-te, morții, mă, tivă. Băi, mamă, dar nu poți să spui asta că... Tu ești mama mea. Bă, n-auzi, du-te, mă, morții, mă, tine, auzi? Poze inconfortabile să le trimiți prietenilor tăi. Ok. Asta mi se întâmplă fiecare zi, nici mai sunt. Nu mi se întâmplă asta. Man. Bă, cu ghea... Nu pot să cred, așa ceva. Asta este prea de tăla. Asta cu iaurtul mi se întâmplă aproape zilnic. Eu fac shake-uri pentru brațele astea, babane, mai pun lapte, banane, iaurt. Când desfac iaurtul se întâmplă asta. Nu am încercat absolut niciodată să mă gândesc vreodată să mănânc o banană așa. Asta cu WC-ul ăla că e confortabilă, mai ales când îmi place gresia aia, acolo gaură tot este, deci nimerești cumva acolo, da? Da, sandwich cu gheață, vere. Poți inconfortabile să te uiți la ele. Asta e pe strada mea, e ok. Mă, vere. Mă, vere. Ce? Na, nu pot să cred că cineva chiar a pus alea acolo. Na, no, no, no. Bă, nu! Mă neliniștește și mă inconfortabilizează faptul că cineva chiar o... Cum este caz că... Cum? Perici să-mi pozi, nici măcar nu sunt videoclipuri! Iertați-mă, dar mi-o merit pe cuvânt, pe cuvântul meu din dacă nu. Ești prost, mă, căcatule, și mă chiși pe fața ta. Bă, ce? Bă, veri, what the fuck? Ai auzit bine ce am zis. Ok, la asta nu mă așteptam. Bă, cum se poate? Bă, ok, asta nu e inventată, asta se poate schimba, ok? Sunt cu un clip, nu o se poate. Na... Bă, sandwich cu banană, vere. Bă, vere, trepte de pâine. Mamă, să mă rămas. Ce? Nu, 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 nu. Uai, o durat o secundă până mi-am dat seama, vere, ce se întâmplă acolo. Vere, cine-o pupat acolo? Poseidon? Nu o să fac. Vere, vere, vomit, dar trebuie să o pun. Borăsc și eu ce să mai. A, păi dacă și Google vă borăște, vere. Na, na, trebuie să-l termin, nu se poate. Uai, cât de... Na! Ok, pe asta am văzut-o. Mamă, vere. Da. 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 Ăsta este complet ultimul, că o iau cu capul. Faptul că mască de pâine. Ăsta e concediat. Ma... Bă, ce? Bă, mești... Bă, măști de bacon, băi. Nu se face măști din carne. Bă, măști cu pâine, uite ce am văzut toate sandvișurile astea, frate. Și ăsta e sandviș cu cheese astea. Bomboane și spaghetti, veri. Bă, de ce are să o pungă de fasole, veri, pe laptop? Da, nu, mai are Google să ne... Ești prea prost, nu mai zic nimic. Așa că, mi-o mie. Mă rog să lăsați un comentariu, eu citesc toate comentariile și dau inimă dacă v-ați simțit inconfortabil. Veri, măcar o dată, măcar la asta cu fasolea, veri, de ce am asta cu fasole în fața ochilor? A fost foarte inconfortabil, cel mai inconfortabil dintre toate a fost să mă văd așa, cu fața asta, revin, îmi pare rău, asta a fost cel mai inconfortabil pentru mine, cred că și pentru voi. Dacă ai stat până aici, vreau să amintesc că ești foarte frumos, ești foarte frumoasă, arăți foarte bine azi și mi-ar face mare plăcere să strâng mâna sau să te îmbrățișez. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Bubu!